Avertizarea de depășire a vitezei cu recunoașterea semnelor de circulație detectează semnele de limitare a vitezei și afișează viteza maximă autorizată pe panoul de bord. Datorită informațiilor colectate în principal de la camera fixată pe parbriz, în spatele retrovizorului. Atunci când depășiți limita de viteză, funcția vă avertizează cu un semnal sonor și o modificare a afișajului de pe panoul de bord. Atunci când sistemul detectează un indicator de limitare a vitezei sau un indicator asociat, îl afișează pe tabloul de bord. Sistemul utilizează, de asemenea, informații din datele integrate ale hărților. În cazul în care conduci într-o țară care folosește alt sistem de măsură, vei vedea pe tabloul de bord o limită de viteză echivalentă. Pentru țările în care limita de viteză este redusă pe anumite tipuri de drumuri pe timp de ploaie, sistemul poate modifica viteza limitată atunci când ștergătoarele de parbriz funcționează de câteva secunde. De asemenea, atunci când limitatorul de viteză sau regulatorul de viteză este activat, sau îți apăsa pe acest buton pentru a regla valoarea prestabilită a limitei de viteză pentru a respecta vitezele detectate pe semnele de circulație. Dacă depășiți limita de viteză, cercul din jurul semnului clipește și este afișat pe panoul de instrumente pentru a vă îndemna să încetiniți. Cercul din jurul panoului rămâne aprins permanent pe tabloul de bord atâta timp cât vehiculul depășește viteza detectată. Avertizarea de depășire a vitezei este activată și dezactivată prin intermediul funcției My Safety. Pentru a accesa această funcție, de pe ecranul multimedia, accesați vehicul, apoi asistență la conducere. În modul All-On, această alertă și toate alertele de siguranță sunt activate implicit. Pentru a dezactiva alerta de depășire a vitezei, apăsați Personal, selectați configurarea My Safety Perso și comutați alerta pe oprire. Pentru a activa modul My Safety Perso, apăsați acest buton de două ori la rând. Indicatorul luminos se va stinge, iar pe panoul de bord va apărea mesajul My Safety Perso selectat. Toate alertele setate pe oprire în modul My Safety Perso sunt apoi dezactivate. Pentru a le reactiva, apăsați odată acest buton. Indicatorul luminos de pe contactor se va aprinde și veți reveni la modul My Safety All-On activat. De asigura că sistemul funcționează corect, camera nu trebuie să fie obstrucționată de murdărie, de exemplu, de noroi sau zăpadă. Este posibil ca în anumite condiții, precum vizibilitate redusă sau indicatoare abia lizibile, deteriorate sau poziționate necorespunzător, caracteristica să fie temporar indisponibilă. Reține că avertizarea de viteză cu recunoașterea semnelor de circulație nu trebuie să-ți înlocuiască vigilența ca șofer. Fiind totdeauna atent la condițiile de trafic și la mediul înconjurător.